14 familii din câineni care reprezintă întreaga comunitate din satul Priloage își riscă viața în fiecare zi trecând pe o punte suspendată. Lemnul ei a putrezit fiecare trecere fiind o aventură în adevăratul sens al cuvântului. Copiii merg spre școală pe aceeași punte, iar morții sunt cărați în pătură spre cimitirul din satul apropiat. Este de 35 de ani. Puntea făcută de armată, s-a deteriorat, am reparat-o noi, am... Da. Cabrurile sunt vechi, sunt, poate să cedeze oricând. Au fost accidente pe puntea asta? Da, s-a întâmplat, dar au mă și murit oameni, au căzut de pe punte de apă. Și cu bagajele cum treceți pe puntea asta suspendată? Cu suspendat? bagajele ne cu spatele, cu, dacă vrei să iei ceva, trebuie să duci cu, cu spatele. Câți oameni sunt dincolo de apa oltului? Vreo 10 familii mai suntem. Dacă bătrânii s-au dus, copiii, nu mai prea sunt tineri. Ce primarul de câte ori a venit pe aici? Mm, foarte rar. Sunteți puțin la vot? Da. Sunt da. Asta este. Se ajunge foarte greu din cauza că nici pe partea cealaltă legătura cu grebleștiu nu se poate lua. E un drum comunal, nu îl întreține nimeni, nu se poate pătrunde nici cu mașina, de-abia cu căruța. Și problema e aia. Iluminat, de nicio culoare publică, adică mă refer. În case sunt ceva care au, care mai stau aici și, dar iluminat public nu. Poți accesul cu orice, cu mijloc de transport, mașină mă refer, să transporti o marfă, să transporti alimente, să, nu se poate face absolut decât pe această punte. Cine nu îngrijește puntea asta? Puntea asta au o îngrijit-o de câte știu eu, de a doua oară. Domnul Mandea el a o făcut-o de două ori, o podit-o, adică din nou. Și acum mai are pe cale de că văd că s-au făcut găuri. să Dar salvarea într-un moment de criză, cum ajunge aici? Salvarea a venit, vine până aici, că nu are cum nici pompieri, nici salvare. Că pe partea asta de la Racoviță nu este drum, e un drum doar de căruță, poate pătrunde salvarea până în punctul aici, la Robești. Tot să trece, Doamne ferește, de... Uh, o problemă medicală să trece pe punte sau chiar și mort, de exemplu, îl trece pe punte, că nu are cum acces absolut. Cu spinare? Băi, mă rog, acum cum poate, cu, cu, spatele, cu pe targă sau ceva de felul ăsta, că altfel nu poate să treacă sub nicio formă. Nici pe partea aia că Probabil drumul aici este de la baraj aici, i-a dus până aici. Ar mai fi, fi aici, ar sur... câteva sute de metri. Ar mai fi câteva doar sute de metri. Hai să zicem un kilometru, ca să poți pătrunde cu mijloc de acces. În ceea ce privește primarii, foștii, adică actualii, care primar și ai primării, de un an de zile n-am văzut pe niciunul pe aici, cel puțin să vi întrebe de un an. A, pe, și anii ceilalți, dacă nu veni de un an, nici acum nu. Iarna e grea la dumneavoastră? Păi, e grea, că nu poți, nu ai acces orice, aduci porumb, aduci pâine, aia trebuie să transborderi ca, aici ca să vii să te alimentezi. Nu ai ce face. Asta e situația. Primarul Comunei Câineni, Nicolae, spune că această problemă rămâne. Prioritatea noului său mandat a depus de mai bine de patru ani un proiect pe situații de urgență, dar nimeni n-a catadixit să-i răspundă. Șeful administrației publice locale recunoaște că și lui este frică să treacă peste punte și speră ca guvernanții să înțeleagă strigătul de disperare al oamenilor din zonă.